Telegondola de la domeniul schiabil Voineasa funcționează în premieră vara aceasta, în zilele de weekend. Mai mult, primarul Gabriel Năstăsescu anunță că până în luna noiembrie o nouă pârtie va fi amenajată în stațiune. La domeniul schiabil, așa cum am promis și în primăvară, când am fost cu domnul președinte al Consiliului Județean, o să facem o pârtie nouă de schi, de la cota 1990 la 1320. Telegondola este funcțională în zilele de sâmbătă și duminică, în funcție de numărul de turiști. Zicem că avem un pic succes la început, pentru că ea n-a funcționat niciodată de când s-a construit și sperăm ca pe viitor să avem cât mai mulți vizitatori. Au fost amenajate trasee de biciclete, dar și de mers pe jos, iar cei care vor să exploreze crestele munților pot merge cu telegondola până la 2000 de metri altitudine. Montaniarzii care doresc să facă traseele de creastă sau orice traseu al munților Latoriței pot să vină pentru că au o posibilitate să urce de la 1320 la 2000 de metri cu telegondola. De asemenea, până la deschiderea sezonului de iarnă, administrația locală dorește să extindă rețeaua de curent electric la pârtia de schi pentru a evita orice posibilă problemă, mai ales că iarna aceasta vor funcționa toate instalațiile, inclusiv telescaunul, spune primarul. Tot timpul avem cazuri pe timp de iarnă cu tensiunea la asta și vrem să aducem din Petrimanu o rețea pe o lungime de 8 km, care să ne ajute în ceea ce privește tensiunea la domeniul schiabil. Cu toate acestea, chiar dacă zona are un potențial uriaș, finanțările europene și guvernamentale slabe din acest an ridică mari semne de întrebare, care afectează demararea proiectelor pentru dezvoltarea stațiunii Voineasa. Toate proiectele sunt duse, dar fără finanțare la ora actuală. După cum știți, și PNRR-ul nu s-a aprobat, iar de investițiile pe fonduri europene nu se vorbește nimic la ora actuală. Noi credem că pe viitor se va face un program național, ceva care să ne poată ajuta să facem acest lucru. Din fondurile proprii este foarte greu. Primarul Năstăsescu urmează să depună mai multe proiecte la Compania Națională de Investiții, printre care amenajarea unei săli de sport, reabilitarea căminului cultural și construcția în stațiunea Voineasa a unui bazin de înot care are ca scop atragerea unui număr cât mai mare de turiști în zonă.